rog să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Psalmilor. Ne vom uita împreună această seară la Psalmul 63. Permiteți-mi ca să îl citesc înainte ca să ne apropiem de Cuvântul Domnului. Psalmul 63, un psalm al lui David, făcut când era în pustia lui Iuda. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine Te caut. Mânsetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta dar toată viața mea și numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie și pe buze când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu. Când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijină. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dat pradă sabiei, vor fi prada șacălilor, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Amin. Haideți să începem dând un pic de context la acest psalm minunat și vă invit ca să interacționați împreună cu mine cu textul, în așa fel să înțelegem mai bine acest psalm și să înțelegem cum să beneficiem cel mai mult de bogăția care este prezentă în Cuvântul lui Dumnezeu. Să începem dând un pic de context psalmului. Prima întrebare care logic să ne punem este cine este autorul psalmului? Cine este autorul psalmului? David. Da? Cum știm? Ne spune. Da? De multe ori răspunsurile sunt chiar așa de simple. Vedem că acest psalm este scris de David într-un anumit context. Chiar în titlul psalmului vedem că ni se dă o locație unde este scris acest psalm. Unde se află David când scrie acest psalm? Unde? În pustia lui Iuda, da? Extrem de relevant acest lucru pentru că automat dă o altă viață la tot ceea ce scrie el în acest psalm. Metaforele folosite nu mai sunt simple metafore. Discuția care el o are despre nevoia care o are pentru Dumnezeu, pentru faptul că el este însetat, flămând după Dumnezeu, când realizezi că el este într-un loc unde nu are apă, unde nu are hrană, da? Automat înțelegi că omul acesta nu scrie poezie așa numai de dragul de a scrie versuri. Omul acesta realmente vorbește despre realități care le experimentează. El este în pustie, unde ar avea nevoie de hrană și de apă și el este mai preocupat de hrana spirituală. El este mai preocupat de a gusta din Dumnezeu. Contextul contează foarte mult. Vedem că și ocazia cu care o scrie, nu doar locația, este importantă. Și anume faptul că probabil că el se află în exil, fuge de Absalom. Lucrul acesta devine clar cumva din versetul 9, când vedem că el nu era în pustie doar la o plimbare. Da? El nu s-a dus cumva să se retragă, cum se retrage fratele Iuliu la Foișor. Da? Vrea să meargă în pustia Jacului, să nu-l deranjeze nimeni, să mediteze acolo. Nu. David fugea pentru viața lui. Și acum realizăm că omul acesta este într-o circumstanță foarte dificilă, cumplită, da? Și într-o locație foarte dificilă. Automat, contextul acesta ne dă de înțeles că versurile acestea care sunt scrise sunt mult mai profunde, mult mai reale decât am fi tentați ca să le considerăm la prima citire. Așa, scrie și ăsta niște versuri despre închinare și despre problemele care există în viață, da? Și cam asta este structura psalmului, dacă vă uitați, la versetul 1 la 8, și asta va fi și tema noastră pentru această seară. De la versetul 1 la 8 vedem
este tema închinării, laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Ați observat cum David de multe ori și psalmii de multe ori, la fel cum noi în liturgia noastră, căutăm întotdeauna închinarea și proslăvirea lui Dumnezeu și după aia ne uităm la circumstanțele noastre, ne uităm la problemele noastre. Am fi tentați noi, dacă am scris acest psalm, să începem de la versetul 9, unde David își arată, își prezintă care este situația lui și dificultățile lui, dar pentru că a început cu Dumnezeu și natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, proslăvirea lui Dumnezeu, el este sigur de biruința sa, nu pentru că el este tare, nu pentru că el este neapărat cineva, deși era cineva, ci pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu măreț și pentru că este Dumnezeul lui. Și David de multe ori aplică această terapie lui însuși, și anume începe ca să scrie, în primul rând ca să se zidească pe sine, zic eu, în primul rând ca să adreseze problemele cu care se confrunta, dar întotdeauna începe, sau de cel mai multe ori începe cu Dumnezeu. Și pe când ajunge să menționeze problemele lui, problemele sunt gata rezolvate. Pentru că el a început cu lucrurile care contează, și anume cu Dumnezeul lui suveran, puternic, și dintr-o dată problemele acelea imense, faptul că... Și avea probleme imense. Dacă stăm bine ca să ne gândim la locația lui și la contextul lui, David avea probleme mult mai mari decât am eu și cu tine. Da? Circumstanțele lui erau mult mai cumplite decât circumstanțele noastre. Bă, frate, eu n-am... Într-adevăr, eu am ce mânca, am ce... Dar tu nu înțelegi. Eu am niște probleme în familie foarte dificile. Niște chestii foarte delicate. Cine era Absalom? Și ce căuta să facă? Probleme de familie, ha? Certuri în familie, da? Deci, omul acesta ne scrie dintr-o locație și dintr-o perspectivă și niște circumstanțe mult mai dificile decât ale noastre. Cu siguranță. Cu siguranță. Și ne scrie despre Dumnezeu, în felul în care ar trebui să privim la Dumnezeu din acea circumstanță, din acea situație. Și după ce ne arată ceea ce înseamnă lauda și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă închinarea, viața de închinare, aș vrea aceasta să fie cumva tema noastră pentru seara aceasta, o viață de biruință prin închinare, da? Asta ne arată David aici și ne-a mai arătat de câteva ori, am văzut împreună această tematică, faptul că dacă ne închinăm lui Dumnezeu, dacă ne devotăm în închinare, să ne întâlnim întotdeauna cu Dumnezeu, să ne focalizăm întotdeauna asupra lui Dumnezeu, vom avea o viață de biruință, indiferent care sunt circumstanțele noastre, indiferent care sunt problemele noastre, da? Indiferent unde ne aflăm, ce lipsuri avem, ce probleme în familie avem. Închinarea este o metodă, este o metodă de a asigura biruința în viața credinciosului, indiferent de circumstanțele și de problemele în care se află. Deci, tema psalmului, sau cele două tematici a psalmului, sunt închinarea față de Dumnezeu și biruința în această viață și nu numai, prin Dumnezeu. De la versetul 1 la 8, laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, închinare la adresa lui Dumnezeu, viața lui David de închinare, de la versetul 19 la 11, vedem că David descrie necazul lui, dar descrie și certitudinea biruinței. El nu este înfrânt în mijlocul necazului, pentru că el cunoaște pe Dumnezeul adevărat și îl are pe acest Dumnezeu ca și Dumnezeul lui personal. Și felul acesta începe David psalmul la versetul 1, afirmând această realitate a unui Dumnezeu adevărat, a unui Dumnezeu etern, a unui Dumnezeu trinitar, vom vedea într-o secundă, și a unui Dumnezeu personal. David face acest lucru prin prima sintagmă folosită, prin prima frază. Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu. Dumitru Corindescu traduce această sintagmă care în original sunt de fapt doar două cuvinte, Elohim Eli, am mai văzut această sintagmă folosită, această invocare, dublă invocare, a numelui lui Dumnezeu în diverse forme. Și David vine și invocă această sintagmă să ne arate în primul rând că există un singur Dumnezeu adevărat, etern,
și anume Dumnezeul Scripturii. Interesant este că în această invocare vedem că David folosește două cuvinte și aceste două cuvinte au diverse conotații. Pe de o parte, se adresează acestui Dumnezeu etern la plural. Dar nu zice Dumnezeule la singular. Rețin că mai de mult am avut o discuție cu un coleg care era musulman și colegul acesta mă taxa foarte puternic pe problema Trinității. El zicea, eu nu pot ca să cred în creștinism din cauza că voi creștinii credeți în trei Dumnezei. Și eu încercam să-i explic conceptul Trinității și el zicea, nu există. E clar, sunteți eretici, da, cum am zice noi despre mulți, pentru că voi credeți în Trinitate, în trei Dumnezei și așa mai departe. Și zic, bun, dar Biblia vorbește despre Dumnezeu în trei persoane. Nu interesează Biblia voastră și așa mai departe. Eu oricum numai cu Coranul și așa mai departe. Zic, bun. Totuși și voi în Coran, de exemplu, aveți foarte multă dintre revelația care există în Vechiul Testament. Și l-am întrebat, cum scrie la voi, în Coran, că a fost la creație? Cum scrie că Dumnezeu l-a creat pe om? După chipul și asemănarea noastră. Plural. S-a blocat. Răspunsul, evident, n-a fost o capitulare și a zis, va trebui ca să-mi întreb eu pe imanul meu, pentru că, da, într-adevăr scrie așa cum zici tu, dar înțelesul mi-l poate da doar imanul. Eu nu am dreptul să interpretez. Apropo, musulmanii cei mai stricți, cei mai ortodoxi, să-i numim așa, nici măcar nu consideră inspirate sau demne de a fi autoritare traducerile Coranului. Trebuie ca să fie în limba ei originală și nu consideră că ei au dreptul ca să dea interpretare și să zică ei ce înțeleg de acolo. Da? Coranul nu este inteligibil pentru ei, ci au autoritățile lor care trebuie să le spună ce înseamnă Coranul. Problema e că autoritățile astea tot le schimbă. Acum înseamnă una, după aia înseamnă cealaltă și așa mai departe. Da? Și în funcție de cine e autoritatea ta spirituală, Coranul poate însemna diverse chestii. De aceea avem musulmani care sunt radicalizați și sunt convinși de anumite aspecte din Coran, care, obiectiv vorbind, sunt acolo, despre omorârea celor care nu se conformează și așa mai departe. Și avem cei mai moderați, care nu că Coranul n-ar spune lucrurile acestea, dar imanii lor, autoritățile lor spirituale, interpretează altfel, mai modern un pic, mai dezlegat un pic aceste aspecte și atunci ei sunt mai moderați. Da? Noi credem despre Scriptură, nu despre Coran. Coranul este o carte inventată. În afară de faptul că preiau anumite texte din Vechiul Testament care sunt incluse acolo, noi credem despre Scriptură că Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este inteligibilă pentru omul de rând care este iluminat de Duhul Sfânt. Fiecare credincios are datoria să citească Scriptura, să înțeleagă Scriptura și are posibilitatea aceasta pentru că lucrurile acestea sunt inteligibile. Dumnezeu de aceea le-a revelat ca noi să înțelegem care este planul Lui de mântuire, da? Credem că este benefic ca să avem învățători, de aceea suntem învățători. Credem că este benefic ca să avem oameni care să lucreze în studierea cuvântului, să se dedice la așa ceva. Dar noi credem că Biblia este pe înțelesul tuturor. Noi credem că Dumnezeu vrea ca toți să citească Biblia, să cunoască Biblia și să creadă Biblia. David vine și se adresează lui Dumnezeu în primul rând în acest fel. Unui Dumnezeu etern, unui Dumnezeu infinit, Dumnezeul Scripturii și-l atribuie lui. Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu sau Dumnezeule, Dumnezeul meu, zice David. Este foarte important acest lucru. Dacă tu cunoști doar cine este Dumnezeu sau cunoști doar despre Dumnezeu, cunoști că există un Dumnezeu adevărat, există un Dumnezeu în trei persoane, există un Dumnezeu infinit, nu te ajută cu absolut nimică dacă nu este Dumnezeul tău. Nu facilitează cu absolut nimică închinarea dacă nu este Dumnezeul tău, dacă nu-ți însușești
acest Dumnezeu, dacă nu ai o relație cu El. David are o relație cu acest Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, în trei persoane, infinit, etern și personal. Este Dumnezeul lui personal. Da? Și această realitate despre Dumnezeu și această relație cu Dumnezeu, Dumnezeul adevărat și Dumnezeul personal, rezultă într-o trăire, într-o simțire care se produce în omul care cunoaște această realitate și în omul care are această relație. Și rezultatul îl vedem că el îl caută pe Dumnezeu. Te caut, zice David. Și este o căutare, o căutare totală, o căutare deplină. Este mai reală această căutare, această simțire, această nevoie, este mai reală decât nevoia pentru hrană sau decât nevoia pentru apă. Și țineți minte, David era în pustie, David fugea pentru să-și scape viața lui și el consideră, din cauza că el avea o cunoaștere despre această realitate care este Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu, el consideră mai primordial, mai important pentru el decât apă, decât siguranță, decât orice altceva, decât orice altceva să îl caute pe Dumnezeu. Este un model demn de urmat pentru noi ca să înțelegem ce este adevărata închinare. Da? Domnul Iisus, ca și un ecou la această tematică, ne arată de diverse ori în Evanghelii că noi trebuie ca să ne hrănim din El. Noi trebuie ca să căutăm, să gustăm din apa vie care este El. Noi trebuie ca să-L căutăm și să-L dorim și să ne împărtășim din El mai mult decât ne dorim orice altceva. Trebuie să ne dorim ca să vedem lumina Lui mai mult decât ne dorim să vedem lumina zilei. Să gustăm din pâinea vieții care este Iisus Hristos mai mult decât ne dorim pâinea aceea de toate zilele. Să ne dorim să bem din apa vie care este Mântuitorul nostru mai mult decât ne dorim apa care ne susține trupurile. Pentru cei mai mulți, din păcate, aceste lucruri rămân slogane, clișee, vorbe în vânt. Alergăm ca nebunii după pâinea aceea de toate zilele. Alergăm ca să ne rezolvăm problemele, alergăm ca să avem o viață mai bună. Și nu mai căutăm pe Dumnezeu. Nu doar total, nici măcar parțial. Mai căutăm duminica sau miercuri seara, dacă mai ține minte. David este în această situație cumplită, oribilă, în care n-am vrea să fim, oricare dintre noi, n-am vrea să fim în această situație. Și David spune, te caut cu toată inima mea. Te doresc mai mult decât doresc orice altceva. Nu doar lucrurile care sunt opționale, nu că te doresc mai mult decât îmi doresc anumite mofturi, nu că te doresc mai mult decât îmi doresc anumite lucruri superficiale sau superfluoase, ci pur și simplu îl doresc și îl caut pe Dumnezeu mai mult decât lucrurile esențiale. Aveam o discuție cu un frate despre dărnicie săptămâna asta și la un moment dat discuția era dacă dărnicia noastră trebuie să fie din ceea ce rămâne după ce ne-am împlinit nevoile, da, între ghilimele, sau ar trebui ca să ne facem dărnicia întâi către Dumnezeu și după aia să avem, să avem grijă de nevoile noastre. Creștinul modern, a ajuns să considere dărnicie a da lui Dumnezeu o parte din ce a rămas după ce și-a împlinit toate nevoile, mofturile, plăcerile și ceea ce mai rămâne. Acum pot să-i dau și eu la Dumnezeu, hai că nu-i dau doar 10%, îi dau 30% din ce a rămas sau 50% din ce a rămas, da? După ce eu mi-am plătit toate nevoile, toate mofturile, toate dorințele. Nu? Frate, dar știi, chiria trebuie să o plătești. Bun. Îți de acord. Mâncare trebuie să cumpăr. Îți de acord. Copiii trebuie duși la mol. Îți de acord. Soția are nevoie de pantofi. Îți de acord. Până la urmă, Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Și cu asta îți de acord. Știi ceva?
tu ești cel în pagubă și eu sunt cel în pagubă, nu Dumnezeu. Ai dreptate, Dumnezeu n-are nevoie de nimic de la mine și de la tine. Eu am nevoie, în schimb, să înțeleg inclusiv prin dărnicia mea că Dumnezeu este prioritar. Da? Prin timpul meu alocat, prin efortul meu, prin gândirea mea, trebuie întotdeauna ca Dumnezeu să fie prioritar. Întotdeauna. Întotdeauna. Noi trebuie ca să fim cu gândul întotdeauna asupra lui Dumnezeu, să medităm întotdeauna asupra lui Dumnezeu, cu inima noastră să fim direcționați către Dumnezeu în mod continuu, cu acțiunile noastre, cu efortul nostru, cu finanțele noastre. Cea mai simplă verificare poate este cea practică. Da? Câte ore din săptămână le îndrept eu înspre Dumnezeu. Câți bani din bugetul familiei mele îi îndrept eu înspre lucrarea lui Dumnezeu. Da? Mă suspectați deja, frate. Știm că avem adunarea membrilor, adunarea generală, cum se spune săptămâna trecută, și acum le dai cu dărnicia și cu zeciuiala. Și... Nu, fraților, nu asta e ideea. Nu asta e ideea. Dumnezeu și biserica lui n-are nevoie de banii nimănui. Să fie foarte clar. De banii nimănui. Nici de ai mei, nici de a dumneavoastră. Ideea este că inclusiv dărnicia este o metodă prin care ne putem verifica inima. Da? Inclusiv orele care le petrecem în diverse scopuri este o metodă prin care ne putem verifica inima noastră. Da? Pentru David, faptul că el cunoaște aceste realități, și poate este un test practic, diferența între a cunoaște niște realități despre Dumnezeu și a avea o relație cu Dumnezeu. Da? A cunoaște foarte mult despre Dumnezeu produce nu mare lucru. Cunoști la teologie, cunoști tot, toate dogmele, toate doctrinele, dar dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, diferența este, dacă eu cunosc foarte mult despre Cristi, da? Mă uit la el, știu, nu se supără orice a zice despre el. Eu cunosc foarte mult despre Cristi. Eu cunosc că el este karatist, eu cunosc că el lucră la Orange, eu cunosc ce-i place, ce nu-i place și așa mai departe, da? Lucrurile astea, la nivel de cunoaștere, sunt una. Dar viața mea și acțiunile mele vor fi impactate zero despre cunoașterea mea asupra lui Cristi. De exemplu, dacă pur și simplu doar cunosc despre Cristi și Cristi are o problemă sau o nevoie, eu nu voi fi mișcat ca să-l ajut cu absolut nimic. Cunosc foarte mult despre multă lume în universul ăsta. Și dacă cineva mă sună și îmi spune, hei, auzi, președintele Iohannis, despre care tu cunoști foarte multe, ai citit articole multe, e în spital. Nu o să fiu mișcat să-l vizitez. Poate, mă mărturisesc acum, poate nici măcar să mă rog pentru el, care-s dator să o fac conform Scripturii, nu o să fiu mișcat, da? Dar de ce nu? Pentru că cunosc foarte mult despre el. Aproape ca, ai zice că am o relație cu el, nu prin cunoaștere. Nu. N-am nicio relație cu el. În schimb, eu cu fratele Cristi cunoaștem foarte multe unul despre altul, dar avem o relație. Cunoașterea noastră trece dincolo de informații. Și atunci, în momentul în care eu mă raportez lui și el mie, cunoașterea respectivă, care este împreună cu o relație, da? Realitatea respectivă cu relația respectivă, produce acțiuni, produce sentimente. Dacă aud că Cristi este în spital, voi reacționa altfel. Dacă aud că Cristi are o suferință, acțiunile mele vor fi altele. Disponibilitatea mea ca să sacrific va fi alta. Sentimentele mele, inima mea va fi impactată altfel. Cunoașterea de la sine nu produce mare lucru. Nu produce. A cunoaște anumite realități despre Dumnezeu poate produce o sândă, condamnare. Dacă nu, este unită cu o relație cu acest Dumnezeu real. Când ai o relație cu Dumnezeu adevărat, inima ta este mișcată. Și când inima ta este mișcată pentru că este în relație cu Dumnezeu, atunci acțiunile tale sunt impactate. Faptele tale sunt impactate. Gândurile tale sunt impactate. Și lucrul acesta se vede. Lucrul acesta se vede, da? Și Biblia ne învață și Domnul Iisus ne învață că ucenicii lui se vor cunoaște după aceste lucruri practice. Într-adevăr, trebuie să avem o mărturisire corectă a Evangheliei. Dar o mărturisire informațională, fără o mărturie reală, prin faptele noastre, printr-o viață trăită, după acele realități, este egal cu zero.
Este o credință moartă. O credință adevărată cunoaște realitatea despre Dumnezeu, dar este în relație cu Dumnezeu, da? David îl cunoaște pe Dumnezeu și are o relație cu El și are o căutare totală. În versetul 2 până la versetul 3, vedem că David din nou ne arată această realitate că proslăvirea, închinarea lui Dumnezeu este nevoia supremă a omului și este împlinirea supremă a omului, da? David spune că el caută mai mult închinarea lui și părtășia lui cu Dumnezeu și sunt mai importante decât viața. Nu doar decât apă și mâncare și confort, dar decât viața. Decât viața. Dacă ar fi nevoie ca să renunțe la viața lui, el este dispus să facă aceasta. Pentru că el îl cunoaște pe acest Dumnezeu adevărat și el vrea să fie în părtășie cu acest Dumnezeu adevărat. Și David ne arată că el, acolo în pustie unde este, merge cu gândul la locașul cel sfânt, la închinarea care el avea în templu împreună cu frații lui și prin templu și prin închinarea care era acolo, la locașul cel sfânt de dincolo de templu. Adică, din veșnicie, el merge în prezența lui Dumnezeu prin închinarea care există în prezența celor sfinți. Mulți dintre noi ratăm această realitate. Mulți dintre noi nu putem ca să vedem dincolo de perdeaua aceasta închinării corporative a bisericii. Nu înțelegem că tot ceea ce se petrece aici este pentru noi o fereastră înspre cer. Suntem aici ca împreună, ajutându-ne unul pe altul, slujindu-ne unul pe altul, închinându-ne împreună lui Dumnezeu, să ne întâlnim în mod real cu Dumnezeu. Mulți încă vedem doar ritualuri și obiceiuri. S-au zis niște rugăciuni, a fost niște cântări, a predicat un frate acolo, m-am dus acasă, asta a fost. Și ai ratat total oportunitatea de a te întâlni cu Dumnezeu, prin instrumentele acestea care Dumnezeu le-a rânduit. Dumnezeu a rânduit pentru poporul său să se strângă la oaltă și să se închine împreună. Este ceva deosebit. Este ceva minunat tot ceea ce se petrece aici. Și avem posibilitatea să beneficiem de instrumentele Harului Dumnezeu și să ne întâlnim în mod real cu Dumnezeu. Și mulți dintre noi venim numai la biserică să pontăm ca la servici. Dacă nu mă duc, dacă lipsesc, repede mă sună, frate. Repede mă caută, frate. De ce n-ai fost la biserică? Ne păgubim singuri de oportunitatea de a trece dincolo de ceea ce se întâmplă aici și de a întâlni în mod real cu Dumnezeu. Dar David nu rămâne doar la amintirea aceasta. David laudă pe Dumnezeu, vedem în versetul 2 și 3, din circumstanțele și după posibilitatea care o avea la acel moment. David nu stă cu această nostalgie. Dacă aș putea să fiu acum în adunare, dacă aș putea să fiu acum la templu, dacă aș putea să fiu acum la închinarea corporativă, dacă aș putea ca să beneficiez acum de toate acele lucruri, cu siguranță aș putea intra în legătură cu Dumnezeu. Nu? Ci David, de acolo unde este și în circumstanțele în care se află, el laudă și se închină lui Dumnezeu. Versetul 3. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. El cântă, el adresează laude la adresa lui Dumnezeu de acolo din pustie. El nu zice, voi cânta lui Dumnezeu când ajung la biserică. Mă voi ruga lui Dumnezeu când ajung la biserică. Mă voi ruga lui Dumnezeu când mă întâlnesc cu toți frații. Nu, el merge cu gândul la întâlnirile acelea minunate împreună cu frații lui, în care prin închinarea corporativă putea ca să intre în prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit, iar apoi să închină și laudă pe Dumnezeu acolo unde este, în circumstanțele în care se află, în posibilitățile care le are. El nu se scuză și zice, Doamne, da, într-adevăr, atunci era minunat, ce programe erau, ce cântăreți erau acolo, ce belșug era, ce jertfe s-aduceau pe altar. Dar, Doamne, dar acum eu sunt în pustie. Ce pot face aici?
Doamne, dacă mă ajut ca să ajung din nou acolo, te voi lăuda din nou. Nu zice asta. El acolo unde se află, cu limitările care le are, cu suferințele prin care treci, înalță laude la adresa lui Dumnezeu. Cântă laude la adresa lui Dumnezeu. O lecție practică pentru fiecare dintre noi. Lauda noastră pentru Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna și peste tot. În toate circumstanțele noastre, da? În mașină, la birou, pe drum și mai ales în închinarea corporativă, unde este climaxul, apogeul închinării noastre constante din timpul săptămânii, din casele noastre, din viața noastră personală de închinare. Oriunde am fi, cu orice limitări am avea, suntem datori ca să ne închinăm lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Lucrul acesta este evident și în versetul 4, unde vedem permanența închinării, și anume că David are o viață de închinare. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. David vrea să aibă o viață de închinare. Nu doar un moment de închinare, nu doar să meargă la niște servicii de închinare, nu doar în templu, nu doar în pustie, nu să strigăm către Dumnezeu doar atunci când avem nevoi, nu să ne închinăm în mod deosebit lui Dumnezeu doar atunci când suntem nevoiți. Toți picăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și strigăm către El. Și mai facem și complimente când am dat de greu, nu? Când avem nevoie ca Dumnezeu să ne vindece de ceva, când avem nevoie să ne rezolve o problemă dintr-o dată, complimentele curg din gura noastră. Doamne, Tu ești cel mai tare, cel mai măreț, Tu ești suveran, Tu ești atotputernic. Știu că poți ca să-mi rezolvi problema aceasta, dar bun, dar ieri când nu aveai o problemă, El nu era atotputernic. El nu era suveran, El nu era măreț, El nu era bun, El nu era sfânt. El nu merita ca Tu să-L lauzi și ca eu să-L laud. Viața de închinare este o lucrare permanentă care trebuie să existe în noi. Trebuie să fie o închinare perpetuă, o viață de închinare, ci nu doar secvențe de închinare. Nu doar când mergem la templu sau când suntem nevoiți de dificultățile vieții, nu doar în pustie, ci toată viața noastră trebuie să fie marcată de închinare. Trebuie să fie marcată de închinare. Este această viață de închinare care rezultă într-o viață de biruință. Într-o viață care este mai mult decât biruitoare. Viața, din păcate, normativă a celor mai mulți creștini, este un fel de val din ăsta, sinus. Coborâm în vale și ne prăbușim în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și începem și ne apropiem de Domnul și ieșim din vale. Și când suntem din nou pe culme, iar uităm de Dumnezeu. Și Dumnezeu iar ne lasă să coborâm în vale. Și da, iar ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Și iar începem și urcăm. Și tot așa. Asta nu este o viață de biruință. Viața de biruință este una care treaptă cu treaptă urcă din ce în ce mai mult, mai aproape de Dumnezeu. O viață care este devotată tot timpul închinării lui Dumnezeu. O viață care ascende înspre părtășie cu Dumnezeu, fie că este în valea suferinței, fie că este într-o perioadă de victorie. Și în fiecare zi ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Vedem în versetul 5 rezultatul închinării în permanență. Și rezultatul este că sufletele noastre, ne spune David, sunt săturate, sunt satisfăcute. Nevoia noastră cea mai mare este satisfăcută atunci când ne închinăm întotdeauna lui Dumnezeu. Vedem în versetul 5 că bucuria închinării dă naștere la mai multă închinare. Nu mai avem timp doar să ne văietăm. Suntem săturați în sufletele noastre prin închinarea, prin întâlnirea noastră cu Dumnezeu și în mod normal, în mod natural,
satisfacția aia, plăcerea aceea de a sta în prezența lui Dumnezeu, dă naștere la mai multă închinare. Care dă naștere la mai multă închinare, care dă naștere la mai multă închinare. Și cu cât ne închinăm mai mult, cu cât sufletele noastre sunt săturate mai mult, cu cât suntem hrăniți mai mult din Dumnezeu, cu cât suntem mai satisfăcuți, mai împliniți, mai bucuroși, mai biruitori. Dacă multe lucruri în viața noastră sunt un cerc vicios, închinarea constantă, permanentă, este un cerc desăvârșit. Ea produce din ce în ce mai mult, mai multă închinare, mai multă bucurie, mai multă satisfacție, mai multă biruință, în orice circunstanță, în orice necaz, în orice loc ne-am afla. La versetul 6, la versetul 8, David ne arată că această viață de închinare trebuie să fie ceva care este constant, dar trebuie să fie ceva care este pregătită. Mulți dintre noi nu avem o viață de închinare pentru că nu ne pregătim să ne închinăm. Ea nu se întâmplă de la sine. Nu pur și simplu așa, din greșeală, ai o viață de închinare. Priviți ce zice David. În primul rând, versetul 6 spune că el își aduce aminte de Dumnezeu în așternutul lui. Să punem așa în cuvintele noastre. David stă culcat seara în pat, sau în pustie în cazul ăsta, și visează despre Dumnezeu. Cu ochii deschiși. Cum visăm noi despre alte lucruri în pat. Ne punem seara după o zi obositoare și ne uităm la tavan și ne gândim la ce? La concediu de vară. Hai, ce fain a fost! 4 terenuri de tenis aveau acolo. Piscine, plaje, nu? Sau altceva. Excursia aia care te-a scos soțul la mall-ul ăla cel mai fantastic. 10 sute de magazine. Ce mi-ar place să mă duc din nou. Nici nu mi-ar trebui să cumpăr nimic. Numai să pot să mă plimb printre rafturi. Nu? Și stăm și visăm în pat așa. Sau nu știu ce te tentează pe tine. Dar toți o facem, nu? Toți suntem vinovați de asta. Sau mai vezi câte unul la stop, da? La stop. Stă și visează la volan. Să schimbă de la roșu la verde și el visează. El e cu gândul altundeva. Nu? Nu știu la ce visează. Dar visează. David e cu gândul la Dumnezeu. În așternutul lui, seara, când stă și se gândește și mintea îi zboară liberă, el se duce cu gândul la Dumnezeu. Când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu, când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții. David stă seara târziu și veghează asupra vieții lui de închinare. Meditează asupra lui Dumnezeu. Aici, sintagma aceasta folosită este din viața de armată a poporului Israel. Da? Noaptea era împărțită în niște perioade de veghere. Niște străjeri care trebuiau să stea să vegheze asupra orașului. Da? Și David aici zice, la fel ca și un soldat care trebuie să vegheze, îi se dă de la ora cutare la ora cutare, trebuie să stai pe zid, să fii treaz, să fii atent. În felul acesta, zice David, stau eu seara târziu și meditez asupra lui Dumnezeu. Minunat! Viața de închinare nu se întâmplă pur și simplu. Nu visezi noaptea despre vacanțe și dimineața ești pregătit să fii biruitor prin închinare. Nu. Gândul tău, sentimentele tale sunt îndreptate în mod constant înspre Dumnezeu. Când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, sufletul meu, spune David în versetul 8, sufletul meu este lipit de tine. În altă traducere spune, sufletul meu se ține tare de tine. Deci nu este doar o declarație de genul, David nu vrea să spună că sufletul lui este sentimental alipit de Dumnezeu. David vrea ca să spună că el se ține tare de Dumnezeu cu tot ce este în ființa lui. Da? Uite așa. Se ține de Dumnezeu. Da? V-am speriat un pic.
David nu zice, suflet, corazon, corazon. Nu, David spune, ia așa mă țin cum aș ține să nu cad de pe un vapor care se scufundă, sau nu știu, de pe o prăpastie. Așa mă țin, mă atârn de Dumnezeu. Cât efort facem noi să ne ținem alipiți de Dumnezeu. Frate, dar noi am învățat aici la biserică că oricum noi de la sine nu putem face nimic. Nu perverti cuvântul lui Dumnezeu. Da, tu, prin puterea ta, nu poți face nimic. Dar fratele Andrei, în ultimele mesaje, ne-a arătat în diverse feluri ce păcat este să batjocorim pe Dumnezeu care ne spune că El ne-a dat orice binecuvântare duhovnicească. Și noi toți spunem, Doamne, dar eu nu am nimic, eu nu pot face nimic. Nu, tu nu poți și eu nu pot. Dar suntem beneficiarii unui har infinit al lui Dumnezeu. Toată vina este a noastră. Dacă nu ne ținem lipiți cu tot sufletul de Dumnezeu. Toată vina. David este activ în căutarea lui de a se închina în mod constant lui Dumnezeu. El nu stă doar și se relaxează și după aia zice, de ce n-am o viață de închinare? Pentru o viață constantă de închinare, de biruință, trebuie să muncești. Trebuie să transpiri. Trebuie să sângerezi. Trebuie să plângi. Sufletul meu este tare lipit sau caută să fie tare lipit de tine. David se pregătește pentru a avea o viață de închinare. Și această viață de închinare, această cunoaștere a unui Dumnezeu adevărat, această relație cu un Dumnezeu, cu singurul Dumnezeu adevărat, această închinare constantă, care este profundă de impact asupra vieții noastre, asupra inimii noastre, produce o certitudine în mijlocul încercării, produce o biruință. La versetul 9, la versetul 11, în sfârșit, David tratează problemele în care se află el. Probleme despre care noi am scrie pagină după pagină de văietat. Și el concluzionează în felul următor. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului. Vor fi dați pradă sabiei, vor fi pradă șăcălilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, cât va stupa gura mincinoșilor. Închinare, biruință. Închinare, problemele devin mici. Cunoașterea unui Dumnezeu adevărat, o relație cu Dumnezeu adevărat, închinare și proslăvire constantă a acestui Dumnezeu adevărat produce satisfacție, produce bucurie, produce certitudine în mijlocul încercării. Toți ne dorim o viață plină de biruință. Și într-un oarecare fel, toți am spune că ne dorim o viață plină de închinare. Dar pentru asta trebuie să ne ținem cu sufletele lipite de Dumnezeu. Cu gândurile noastre îndreptate țintă către Dumnezeu. Fiecare clipă, zi, noapte, la muncă, la relaxare, în mașină, în familie, la biserică. Și în felul acesta, printr-o închinare continuă, vom avea o biruință și o satisfacție continuă în Dumnezeul nostru, care a biruit totul pentru noi și care garantează totul pentru noi. Dumnezeu să îndure de noi și să ne dea acest fel de închinare, această viață de închinare continuă și să fim mai mult decât biruitori în orice încercare, în orice circumstanță. Amin. Amin.